Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby, I can sit beside you. În sfârșit am ieșit și noi din casă. E ora 5 acum, ați văzut că s-a întors și Mira de la școală. Azi noapte am stat până la ora 4, pentru că nu ne-am mai văzut de mult. Am avut de recuperat, am povestit, am râs, am glumit. Cred că ați văzut ceva mai multe în vlogul Mădălinei. Și acum, cu toate că plouă, am zis că nu stăm în casă, ieșim să ne plimbăm puțin. Eu mi-am udat camera, voi cum sunteți? Și tu? Trebuia să ne luăm ceva de... Vrei să duci camera înapoi? A, ok. Da, facem așa. Ne vedem la Indigo? Da, că plouă. Ok, plouă. E mai frumos. Da, oricum eu sper să se oprească, da. Să nu stea așa. Să mănâncă un snack. Ce snack ți-ai luat tu la tine? Ce ți-ai pus acolo în gentuță? Danonino. Ți-ai luat Danonino. Ți-era foame? Truca la Mira, ții umbrela pe cap. Voila! Și ai mâinile libere, voila! Până la urmă ne-am oprit la tortelli pentru mâncare italiană, am venit la paste și asta pentru că am fost și inspirată de... m-am uitat la programul celor de la Indigo și ce credeți? Lunea au închis și bine că l-am ajuns acolo să ne dăm seama că am făcut tot drumul ăla degeaba, că ne-ar fi luat vreo 30-40 de minute până la Indigo. Și acum eu deja știu ce vreau, o să-mi iau amatriciana, Mira vrea lasagna și am zis că ne luăm și un pahar de prosecco. Jucăria s-a băgat sub păturică, Madi are foarte, foarte multă răbdare. Mira, tu ce vrei să bei? Suc de mere, dar nu fresh, ok. Cred că n-am apucat să vă arăt până acum că acolo în spate avem numele restaurantului scris din paste. Cheers! Bine ai venit la Cluj! Madi se chinuie acolo cu umbrela și am zis că ne mai plimbăm un pic, încă plouă, cu toate că am stat, cred că un pic peste o oră aici la restaurant. Noi am sperat că poate se oprește ploaia și ne lasă în pace. Am fi vrut să mergem la Moriț să mâncăm o înghețată bună, dar nu prea e vreme de înghețată. Păstrăm înghețata pentru miercuri când o să fie soare și hai să mergem. Unde o ducem pe Madi? În Piața Unirii? Hai să dăm o tură până acolo. Dăm o tură așa de centru și după aceea mai vedem. Oricum nu mai e mult și se întunecă. Nu mai e mult și Mira merge la somn. Și ce credeți? Mira a spus că astăzi Madi este mama ei și eu sunt mătușa. A, și mâine, da. Deci am făcut schimb de roluri. Până la urmă ne-am hotărât și am zis că o să mâncăm înghețată, că și Madi are poftă de înghețată bună și Mira vrea înghețată bună. Ea e mami, da, mami a zis și Madi a zis, eu sunt Madi, ea e mami, e totul pe dos astăzi, nici noi nu mai înțelegem nimic. Asta e înghețata mea, mi-am luat cu portocală și vodka, sunt tare curioasă. Mira și-a luat cu vanilie, ca de obicei. Și tu cu ce ai? Cu lămâie și busuioc. Busuioc.
conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness in all of your adventures. 1, 2, 3. Bună dimineața! Cred că tu nu te vezi, ești un pic blur. Am fost și am dus copilul la școală și acum mergem să mâncăm. O să luăm așa un brunch și nu știm exact unde să mergem. Să mergem la Exetera sau să mergem la terasa aia la care am fost cu Taiga, nu mai știu cum se numește, dar și acolo am mâncare bună. Știu eu cum să ajung, dar nu știu cum se numește. Eu am o problemă cu numele. Hai la Exetera, că eu îl văd pe social media. Bine, hai să mergem acolo, dar porțiile mari. Putem să luăm o porție pentru amândouă și da. Că eu suntem n-am mâncat niciodată. Și poate mâncăm și bacon din ăla de care văd la tatu. Da, deci Madi și-a făcut lista de acasă cu ce a văzut pe social media pe partea asta cu mâncarea. Exact. Vreau să merg la Samsara, că am tot văzut pe social media. Vreau să merg la un restaurant care servește bacon crocant. Cipsuri din bacon, da. Și unde ai zis că mai vrei? Nu mai știu. La Exetera, da, cum pe ăsta-l bimbo. Da. Cam atât, nu? You're good. Bine, hai să mergem! Hai. Hold up, baby, I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Am primit și 2 steaguri, le-am luat pentru Mira, pe astea le bag în geantă, dar balonul cred că o să îl dăm unui copilaș. Să vedem dacă au rămas copii fără baloane, le dăm noi baloane, nu e problemă, pentru că o să ne fie peste mână să ne cărăm cu ele. Am ajuns, dar pare foarte, foarte crowded. O să intrăm să vedem dacă avem vreo masă, dacă nu, mergem într-o altă locație. Madi scanează meniul. De ce nu merge? Da. Că mine un de la telefon. A, gata. L-a luat? Da. La tine nu vedem nimic, ai folia asta? Da, nu. Da. Ok, hai să vedem ce luăm. Aș mânca ceva cu egg. Toți suntem la Exetera, trebuie să ne luăm ceva cu egg. Toate arată bine. Data trecută mi-am luat poached eggs cu avocado și au fost foarte bune, dar parcă eu de data asta nu prea am chef de poached eggs. Uite și aici au ceva bacon crocant, să știi. Uite aici, poached egg with toast și bacon. Cred că putem să ne luăm separat, sincer, că asta o să ne fie și masa de prânz. Mi-a venit cafeaua până se hotărăște și Madi, eu o să mă bucur de a doua cafea pe ziua de astăzi. Știți că așa fac dimineață, dau o cafea shot, dar după ce o las pe Mira la școală, trebuie să am un moment al meu cu cea de-a doua cafea. Că altfel, parcă nu pot să-mi încep dimineața bine, parcă lipsește ceva, așa mă simt. Ne-a venit mâncarea și uitați că pe lângă scrambled eggs și ciuperci, mai am și un sos pesto plus guacamole. Și Madi are ceva cu somon? Royal Benedict. Chiar că sunt royale, așa. Au un aer foarte royal. Poftă bună! Mulțumesc la fel! Am plecat de la Exetera, dar acum ne întoarcem la Exetera pentru că am uitat umbrelele. Vorbeam cu Madi, dar uite că pare că nu mai plouă, că nu mai sunt nori, chiar se ninge frumos. La care Madi, umbrelele, unde sunt umbrelele? Îi zic, aolo, le-am uitat la Exetera, hai să ne întoarcem. Și eram aproape de cetățuie, că am zis că o duc la cetățuie. Să admirăm puțin orașul de acolo de sus, că e frumos. Aveam un plan să facem asta mâine, dar am dat peste cap tot planul, pentru că vremea e de partea noastră, așa că astăzi putem să facem ce am fi vrut să facem mâine. Și mâine avem o altă zi cu soare și fără ploaie și putem să avem alte activități extra. Cam asta ar fi pe scurt. E și Madi acolo cu vlogul. Vorbește despre Cluj, cum mi se pare Clujul. Și dacă tot trecem pe lângă Moriț, hai să ne oprim să ne mai luăm o înghețată, nu? Cred că e cam întunecată imaginea la mine. A fost foarte bună cea cu vodka de ieri, dar simțeai gustul de vodka foarte serios? Intens. Ah, da. Okay, nu. Și nu cred că era doar gust, cred că era chiar vodka, da. Cred că e o înghețată pentru adulți.
De data asta mi-am luat cu fistic și cocos și ne spunea doamna că vor avea și înghețată cu aromă de mămăligă și de cărbune. Mi s-a părut așa ciudat, dar o să venim. Ci că cele mai interesante arome și sortimente apar vara. Hai să intrăm la Nobila Casa. Eu vreau să văd colecția de primăvară-vară. Am văzut că au niște coșuri de picnic acolo. Da, coșul ăsta de picnic e super drăguț. E 289 de lei. Cute. Da. Asta e mai gri. Este o vază zebră. Madi zicea că e doar de decor, dar e așa pentru flori micuțe, nu știu exact. Mm-hmm. E destul de îngustă. Și vaza asta mai îmi place cu fețe. Mm-hmm. Cred că asta e colecția nouă. Cred că acum au produsele reduse sus și aici au colecția nouă sau cumva. Nu, e outlet. E outlet? Oh, ok. Poate doar colțul ăsta, da, atunci. Aia e faină. Și asta e zona outlet. Asta e o oglindă așa pe placul Mirei. O oglindă pisicuță. Ia să vedem, se focusează pe mine? Așa, cum o vedeți pe mine. Am fost până acasă și ne-am schimbat, adică ne-am lăsat gecile. Madi și-a schimbat outfit-ul un pic mai mult, că și-a luat cardigan în loc de haină și a lăsat maleta și a pus un tricou pe ea. Și acum mergem repede până pe cetățuie, facem 15 minute până acolo, dăm o tură, admirăm orașul și ne întoarcem. Dar înainte de a urca pe cetățuie, ne oprim la Sneaker Industry. Problema e că a început să bată un pic vântul și parcă e un soare așa, dar e un soare care ba iese, ba se pitește. Da, și ziceam Adi că nu ți se pare că se întunecă? Fix, zic, nu. Și din casă, adică nu e ca și zic, nu. Ne-am luat și ochelari de soare, că eu am problema de mă încrunt. Dacă bat un pic soarele, mă uit așa la voi, zici că supărată. Da? Hai să intrăm, uite aici. Eu am vrut să-mi iau poștea cu gri și alb, dar nu au mărimea mea și atât de mult îmi plac. Și Madi vrea să probeze așa, fie pe negru, fie pe alb. Și cât întreabă Madi acolo, hai să ne uităm și noi un pic aici. Avem așa blazer. Superstarii de ei sunt fain. A, și poștea i-am și eu. Foarte mult îmi place și varianta asta de low cut. Da, așa aș fi vrut. Deja am varianta înaltă pe negru. Ăștia sunt girly și ar fi mers atât de bine cu rochii, moftic tare, că nu au mărimea mea. Să știți că mai am în București o mărime 37 rămasă. Poate ar trebui să-i caut pe net. Da, sunt foarte, foarte mișto, merg bine cu jeansi. Și cu ăștia. Da, chiar și cu ăștia, da. Că e complicat, dar ăștia mi se pare că merge modelul ăsta de Nike. Nu, 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 merg și ăștia. Mai ales din lateral, uite cum se văd. Foarte mișto. Ne oprim aici, la pergola. Bum, e o terasă. Asta e terasa cu priveliște faină. Am mai fost, cred că, de două ori aici. Da? Până acum, da. Ne-am așezat fix în soare, dar nu contează, că avem priveliște aici, în stânga. E pentru prima dată când prind masă, fix la margine, că de obicei veneam aici, erau toate ocupate. Și chiar voiam să stăm la margine de tot, ca să poată și Madi să admire priveliștea mai bine, că na, noi putem să venim oricând aici acum. E superb aici, noi nici nu ne-am uitat pe meniu. Nu cred că ne vedem deloc, dar vedeți un pic priveliștea, asta e tot ce contează. Bag și eu pe vlog acum. Că până acum făceam Adi vlog și am zis să vorbim și cu voi aici. Suntem cu două camere, ca la televizor, iarăși. Eu mi-am luat o limonadă cu smeură, am dat-o pe jos deja, că așa fac mereu, știți deja. Și tu ți-ai luat cu soc. Curge, nu? Ar trebui să cerem un șervețel. Da, te rog. Cred că trebuia să cer două. Am cerut, îmi dai și un șervețel, vă rog. Și unul ți-a dat? Și apoi a zis ok, poate mi-ajunge asta. Thank you.
M-am pus aici la umbră ca să ne vedem mai bine. E foarte cald astăzi afară. Am ieșit iarăși fără dres, fără nimic. Nu știu dacă ați apucat să vedeți ceva. Acum aștept să vină Madi, că s-a oprit până la bancă să scoată niște bani. Și astăzi am ieșit ceva mai târziu din casă, pentru că eu m-am dus să o duc pe Mira și am lăsat-o pe Madi să mai doarmă, ca seara iar asta până la 4. Surprinzător, eu la 1 eram deja în pat, dormeam, sfărăiam, nu mai aveai nicio treabă cu mine, dar chiar și așa pot spune că am dormit destul de puțin, doar 6 ore. Pentru mine 6 ore sunt mult prea puține de somn, am nevoie de 8 ore ca să fiu fresh, energică și să fiu 100% eu, dar am dormit bine, mă simt odihnită, asta probabil pentru că noaptea trecută am dormit 9 ore și sunt un pic pe plus cu somnul și acum vrem să mergem să mâncăm ceva. Am ieșit din casă și eram ok, Madi, dar ce facem? Că nu ne-am făcut niciun plan. Zice, hai să mergem să mâncăm. Zic, ok, dar unde? Ce-i vrea să mănânci? Până la urmă am zis, hai să mergem la Dot, că au și terasă, mâncare e bună, au așa ceva brunch, breakfast și sunt specializați pe toast. Gata? Ai rezolvat? Da. Suntem amândouă cu bucket hat. Stai că, vezi, ne-am dat așa un pic în soare și nu ne mai vedem. Eu nu. Să rezolv. Nu, de obiectiv, din partea cealaltă. Nu, a, nu ne vedem, cum? Hai să stăm mai așa, la umbră. A. Vezi că aici ne vedem mai bine. Tu ești și albă, hai să mergem. Hai să mergem la Dot. La Dot, să District mâncăm bun, bun. Eu eram, vrei să mergem să mâncăm curry? Și m-a zis, curry așa de dimineață? Curry acum, că eu, dacă vrei nu, cu curry, eu merg. Dar să știi că nu cred că pot să mănânc așa de dimineață curry. Eu pot, adică nu-i problemă. Atât că nu știu dacă mai sunt stare după să merg la grădina botanică, să am putea să avem nevoie de toaletă. De o pauză, nu? Da. Și de toaletă. Da, eu merg la curry, vreau să merg la Indigo. Nu, hai să mergem să mâncăm brunch și vedem după aia cu curry-ul cum facem. Oricum mai vii la Cluj, nici ca și cum nu mai vii. Că nici măcar varza la Cluj n-ai mâncat. Oh. Ai venit la Cluj și n-ai mâncat varza la Cluj. Hai să mergem atunci în seara asta să mâncăm varza la Cluj când o luăm pe vină. Bine. Hai. Unde să o duc la varza la Cluj? Să mergem la roată sau la vărsărie? Întrebare întrebătoare. Hai că vedem, ne hotărâm. Da, că eu nici atunci. Cel mai bine. Până la urmă am dat ochelarii jos, că mă protejează basca asta de soare și parcă eram ușor dubioasă și cu ochelari și cu basca, eram prea încărcată în partea de sus. Și cred că următoarea la stânga, i-am zis să lase Google Maps-ul, că de aici ne descurcăm. Dar sincer, parcă nu mai știu dacă aici făceam stânga sau la următoarea. Nu la următoarea, că uite, ții minte că aici m-am oprit cu taiga și am zis, wow, să ne întoarcem să facem o poză pe strada asta. Am ajuns la Dot și e liber pe terasă, că îmi făceam probleme că nu o să avem loc. Și avem chiar o masă la umbră. La Dot e cool că avem codul ăsta QR și după aceea comandăm direct din aplicație. Și tot de acolo și plătim. Vrei să ne luăm gin tonic? First thing in the morning, e? Da, ce are? Eu o să fiu amețită. O să văd dublu. O să vezi dublu. Mai multe Sakura. Da. Dar nu o să fie Sakura. Da, că o să au da. Mai multe la lele. Sau... Dar s-ar putea să prindem Wisteria. Oh, dar oare au? Sigur au. Trebuie, că și în Japonia. Acum e sezonul. Oh, o să fie a treia mea poză. Nu prea cred că se vede la voi, deci am zis că poți să plătești direct din aplicație, dar de fapt poți să ceri nota direct din aplicație, așa că nu mai stai să te uiți după cineva, să ridici mâna și așa mai departe. Și doar ai apăsat aici și apoi vin cu nota și plătești la ei, nu plătești din aplicație. Ne-a venit Prosecco-ul cu suc de portocale pentru ultima ta zi în Cluj. Cheers! Da. Și pentru noi. Nu știm dacă ne auzim, dar dacă nu ne auzim, voi uitați la vlogul fiecare. Da. Pe care se aude pe camera aici. Hai să bem, că avem așa de... Hai, bun. Știi cum se zice? Nu știu cum se zice, dacă nu bei imediat. Nu, cum se zice? Dar nu știu cum se zice. De dragoste făcută prost. Așa se zice? Eu mi-am luat ceva Turkish eggs, dar... Par foarte uleioase, sincer. Nu cred că e cu iaurt. E cu iaurt. Și ce mai am? Ceapă verde, dar uite, ăla roșu așa pare a fi ulei. Vezi asta? Mm-hmm. Vezi? Da, nu e ulei? Da, da, cred că da. Da, așa pare. Și ne-am luat aici o porție de hummus. Și tu ce ți-ai luat? Cu mozzarella. Da. Mm-hmm.
ieșit și ne punem în mișcare, mergem la grădina botanică, mai avem cât? Mai avem fix 2 ore, nu? 2 ore. Până, da, până mergem să o luăm pe Mira. Dar e bine că facem doar 9 minute până la grădina botanică. Trebuie să punem pe GPS, că uite, la grădina botanică nu știu să ajung fără. Și sunt curioasă să văd grădina japoneză. Și eu sunt curioasă. Și că... serele, că serele mă zic că sunt mai faine decât la București. Eu n-am fost niciodată la o grădină botanică, pentru că nu prea sunt așa cu plantele. Mm-hmm. Și în Japonia, când mergeam în parc și acolo aveai amenajat, aveai grădină în stil englezesc. Serios? Grădină, oh, da. Ce faine. Da, în Shinjuku e foarte frumos de mers, asta așa ca o mică paranteză. Grădina botanică, Alexandru Borza, nu? Asta se cheamă. Da. Ia să vedem. Start. 10 minute. Oh, noi mergem în direcția opusă. Da, mai pe aici. A, și uite, acum avem și lumina mai bună. Gata. În partea asta. Trebuie să mergem așa. S-a norat, dar azi nu plouă, să fie norat și cald. Mai avem 200 de metri până la grădina botanică și ce credeți? Am cam obosit, că am mâncat mult și destul de repede. Îi spuneam și Mădălinei că ar fi trebuit să stăm să ne facem siesta, dar am zis nu, lasă că o luăm la pas și ne revenim imediat. Ne moleșisem foarte tare, pentru că am stat destul de mult acolo pe terasă. Prosecoul, să știți că nu l-am simțit. A fost mai mult suc de portocale decât prosecco. Și mâncarea ne-a dat puțin peste cap, că am mâncat și cu poftă. Aseară am mâncat destul de devreme de seară și undeva pe la 11 noaptea noi ne plângeam de foame și am zis nu, ce facem, mâncăm ceva, luăm o gustare să ne păstrăm pentru mâine. Și până la urmă am zis hai, nu mai mâncăm nimic, ne punem să dormim și după aceea o mânca după ce o lăsăm pe Mira la școală. Faza e că am cam murit de foame seară, că noi nu ne-am băgat la somn. Chiar ție ți-a mai fost foame? Ai rezistat? Ai luat ceva după ce am adormit eu? Nimic. Ți-a trecut? Că și tu erai da. Cu... Mi-a fost foame, dar mi-a trecut. Că și eu eram la fel de, eu am adormit înaintea ta. Dar n-am zis că nu mai mâncăm, eu m-am așa am zis, și eu m-am ținut de promisiune. Am mâncat banana aia și tu n-ai mâncat. Da, eu n-am mâncat. La 11, am mâncat banana. Păi atunci când am zis că ne e foame, te-ai luat da. O banană și eu n-am mai luat nimic. Da, așa. Dar nu știu de ce o țin așa, spate, o țin da. Dubios. Dar uite că așa e foarte întunecat, dar eu țineam invers. Da. Și gata, am ajuns. Uitați ce poartă drăguță din lemn făcută. Și acolo la intrare eu văd lalele, multe, multe lalele. Hai să traversăm, că nu vine nicio mașină, cred că suntem safe. Și uitați, aici la intrare avem un cod QR pe care trebuie să-l scanăm pentru a găsi hidden destinations, locuri ascunse, pitite și probabil foarte frumoase. Și astea sunt prețurile, adulți 11 lei, studenți 5 lei, 4 lei și pentru copii? Nu scrie, a, studenți elevi 5 lei și probabil că elevii 4 lei și ai o taxă redusă în perioada când serele sunt închise. De aceea acolo la adulți avem 11 sau 7 lei. Zona asta outdoor e ca un parc, sincer nu mă așteptam să fie atât de mare, că de aceea nici n-am venit. Eu mă așteptam ca grădina botanică să fie așa o grădină micuță și cu o seră, două și gata, aia e. Dar se pare că m-am înșelat. Uite, chiar ar fi trebuit să venim și cu Mira data viitoare. O să vin cu Mira și cu Taiga, îi aduc și pe ei aici. Ce faci? M-a zis, s-a dus pe acolo, eu am rămas cu iarba grasă. Aici sunt și studiez. Am găsit iarbă grasă, o iarbă pe care o găsim mai des în Portugalia și Spania, dar nu știu exact care e. Avem și ghiocei, dar nu-i vedem, că nu mai sunt înfloriți. Da, e chiar ca un parc mare, dar avem informații pentru fiecare plantă în parte. Și de acolo pe aici ar trebui să ajungem la grădina japoneză, dar nu știu dacă să lăsăm grădina japoneză pentru la final sau să începem cu ea. Aici zici că sunt la mine în curte, cu tot felul de trandafiri. Așa e și la noi. Mai ales la intrare avem trandafirii plantați de bunica. Și am ajuns la grădina japoneză. Avem aici momiji. Cu ăsta vi-l pot prezenta, că îl cunosc. Și toamna ar trebui să fie roșu, 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 roșu. Ce facem? Mergem în grădina japoneză okay, să terminăm da. Și după aceea mergem în partea cald. Aia. Da. În seră da. Și că e foarte cald. Eu nu știu, că n-am fost niciodată da. Într-o seră. Hai să intrăm. Avem aici cam un tori cu acoperiș, o poartă sacră și... Ce sunt? Melci? Da, uite un mare acolo. Ah, pe ea plouat ieri și de-aia au ieșit și ei.
Sau melci nu ies la ploaie? Ies, nu? După ploaie vindă. Și drumul, vedeți că e pavat cu pietre, fix ca în Japonia. Mă simt de parcă intru undeva la un templu. Ia, sigur e și un pond aici. A, da, uite, chiar aici pondul. Avem glicină. Asta e o lampă din piatră pe care o găsești la temple și pui lumânare acolo, știi? A, ok, ok, ce tare. Să știi că nu cred că avem grădina asta japoneză la noi. Nu e? Nu, mi-aduc aminte să fi văzut. A, și asta e tea house. Și aici avem un pod din piatră, tot ca în Japonia. Vai, ce frumos. Oare... A, și sunt broscuțețe stoase. Oare avem și pești koi? Dacă avem și pești koi, e complet. Și uite, acolo avem o poartă torii și cu multe, multe scări. Chiar zici că ești în Japonia aici. Merge, mă, de pe pod, dar e cam frică. Adevărul e că e destul de îngust. Bun, hai că se descurcă. Ia, că merg și eu. Și vreau să ne uităm puțin. După țestoase, acolo sunt. Acolo văd una, dar e destul de departe. Voi nu cred că o vedeți. Și aici avem tea house-ul. L-am ochit din prima și dacă v-ați uitat la vlogurile mele din Japonia, ați mai văzut și acolo case pentru ceai. Nu știu cum să le spunem în română. Da, nici eu nu știu. Vorbeam mai devreme ceainărie sau să-i spunem doar casă nu pentru știu. Ceai? Casă pentru ceai, cred. Da. Și aici avem Fuji, adică Wisteria sau glicină la noi. Și asta a fost grădina japoneză. Chiar mă simt ca în curtea unui templu. Sau știți cu ce mai seamănă? Seamănă cu parcul din Mejiro, că și acolo am fost și v-am arătat pe vlog, dar cel mai tare mă bucur că am văzut Wisteria în toată splendoarea ei. Bine că e un pic pe ducă, dar chiar mi-era dor. De câțiva ani buni am mai prins Wisteria în Japonia. Bine că acum nu suntem în Japonia, dar nu contează. Hai că m-am băgat puțin aici la umbră, Madi se mai învârte și mai admiră grădina japoneză. Sincer, e foarte frumos făcută și organizată și ce îmi place mie cel mai mult la grădinile japoneze e acea simplitate și eleganță. Atunci când intri într-o grădină japoneză, simți că te poți relaxa, te simți peaceful, nu știu cum să spun. Și dacă analizați așa puțin, sunt detalii minore care sunt foarte bine puse la punct, cum ar fi pietre așezate într-un anumit stil. Aici mi s-a părut destul de înghesuită grădina, că în principiu atunci când ai o grădină japoneză ceva mai mare, ai și zone cu multe pietricele și într-adevăr sunt și zone mai aglomerate și de multe ori când intri într-o grădină japoneză ți se pare așa că parcă nimic nu are sens, dar de fapt totul este așezat cu un rost. Da, mi se pare fascinant. Hai să mergem să intrăm în seră. Madi a zis să mă pregătesc să mor de cald. Moftic că am venit când era soarele cel mai puternic și nu prea am venit pregătită de poze. Mi-e dor de taiga, că eu pe partea asta de setup sunt la pământ. Eu pozez, dar de făcut poze nu prea e de mine. Eu sunt mai pe video, el e pe poze. Eu sunt pe editat și pe editat iarăși mă descurc super bine. Edita poze, video și așa mai departe. Ia, hai să vedem ce face Madi, ce mai găsit acolo. Și aici ni se explică puțin planul grădinii japoneze. Avem lacul, pondul, Ike, da? Insula, Yamiima, colinele îndepărtate. Care sunt colinele îndepărtate? 1, aici în spate ar trebui să fie. 25, uite, ceainărie. A, ceainărie am zis adus, bine, okay, da. Cu fereastră circulară. Au pus și poarta sfântă, Tori. Uite, lanterna de piatră. Am cam menționat. Unde e fântâna de grădină? Eu n-am văzut-o. Unde e? 22. 22? Uite aici. Este bine, tractorul. Da, noi n-am văzut-o. Ai văzut? A, poate era acolo, la intrare, da. Din piatră. Dar nu avea și partea asta roșie, era doar piatra. De aceea am mers mai departe și nu avea nici apă, nimic. Eu aici la cactus și vreau o poză. Și am ajuns la sere. Hai să vedem pe unde o luăm. Acolo pare o seră mai mică și una mai mare. Începem cu cea mică sau cu cea mare? Cu cea mică. Cu cea mică. Hai, atunci pe aici. Stânga. Let's go. Cum ești? On the run, cât ți-am zis, da. Mira. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și grădina e chiar mare. Mă dispuneai că cea din București e și mai mare, dar îi place mai mult cum este organizată, da, asta. Mult, mult. Eu nu am termen de comparație. Da. Cea din București e flat, așa, parcă nu...
aici mai urci un deal, mai urci o scară. Acolo direct e totul pe doar... câmpie, așa, da. Și okay. Eu n-am văzut grădina japoneză în... Nu zic, poate sunt doi copaci, trei copaci de sakura, pentru că n-am fost, dar n-am văzut în... Așa, amenajat ceva, da, să fie... Nu, da, avem un Herăstrău în București, da, acolo în Herăstrău, e, da, acolo în grădina japoneză. Acolo, da, e frumos. Se intră pur și simplu, nu? Da, cu biletele pe care le-am avut. A, trebuie să arătăm biletele? Nu cred, cred că să intrăm pur și simplu. Dar aici pare închis? Nu pare închis, nu știu ce se întâmplă. Eu cred că am luat-o prin spate, am luat-o prost, nu? Am luat-o la toalete. Dar nu e bine, aici e închis. Ai găsit? Seramică e nimic. A, nu e nimic în seramică, da, e închisă. Nu, am zis bine. Momiji, doar că e verde. Seamănă cu momiji, da. Da, e momiji, dar e verde. Și am intrat în sera plantelor exotice. Ia să vedem. Pare destul de mare, nu? Că după aia facem cumva stânga acolo, nu? Ai, sau asta e tot? Ce ai văzut? Trandafiri japonezi de care am avut toți în casă. Mai ai avut doar o roșie. Ola, da. Ba da, eu încă mai am acasă. Dar nu știam că așa se numește. Și uitați aici. Aceste sere sunt destinate cercetării, de aceea nu se vizitează. Că am văzut cum mai sunt plante și acolo și mă întrebam, oare e o altă intrare? Și sunt sera plantelor originare din America Centrală și de Sud. Oh, ce tare! Îți dai seama că poate le împerechează sau ceva, da, cercetează acolo. Acum sunt pe cercetare, nu putem să le vedem. Ce tare! Și uite ce ușă veche! Mm-hmm. Și aici la fel nu se poate vizita. Și acolo e fundătura sau o facem stânga? Nu știu, mie mi se pare că se termină, sincer. Atât? Că pare foarte mare de afară, doar atât se poate vizita? Este mult, mult mai mare la sere și trece prin cactus și prin... Ce sera asta pare mare, dar nu avem acces la ea. Nu înțeleg de ce. Mai e altă intrare sau ce? S-ar putea să mai fie o altă. Uite ce cactus înalt și mare! Wow! Uitați cât e. Bine că bate soarele, nu cred că vedeți. Ok, cu asta o recunosc din poze. Și o recunosc din poze. Asta e a doua zonă pe care o putem vizita. Am întrebat-o eu pe doamna de acolo, de la ușă, dacă mai este vreo altă seră pe care o putem vizita sau dacă e o altă intrare către o altă zonă. Și ea ne-a îndrumat. Da, și toate fetele din online fac poze aici. Da, e o zonă superbă. Plante așa exotice, palmieri. O fi și bananier. Trebuie să fie și bananier, mă gândesc. Aici avem o plantă mexicană. Hai să-i vedem așa frunza. Oh, asta e bambus! Da, e baby bambus. E de la subțire, nu e de la mare. Eu sunt așa puțin defocusată că vorbesc și cu Taiga, cu ajuns la aeroport, se pregătește să vină acasă într-un final. Uai, cât de superbă e zona asta! Să zic că avem o frunză, bum, dăm cu capul, suntem ok. Da, e superb. Mm-hmm. Madi spune că serele din București sunt mai faine. Da, dar grădina e mai faină. Grădina e mai faină aici. Mai fain, da. Trebuie să le combinăm și să facem grădina botanică perfectă. Dar bine, n-am terminat serele. N-am terminat, că... uite da, cum mai avem. Da, mai avem acolo. Vrei o poză aici? Nu, pe mama, dacă tu, dacă vrei. Nu, vreau că o să mai vin. Mm-hmm. Plus că mai avem doar 30 de minute, așa că ar trebui să... Să mergem, să vedem ce mai e de văzut și apoi să mai venim. Am cam fost pe fugă, sincer, ai nevoie de cel puțin 4 ore aici. Că noi suntem de 2 ore și parcă n-am văzut nici măcar un sfert. Mi-am cumpărat bocancii ăștia și astăzi este pentru prima dată când discol la plimbare și mi-au făcut rană, dar mi-au făcut rană aici sus. Uite aici, nu știu dacă se vede. Foarte tare mă doare și mai ales atunci când am de urcat vreo pantă, e durere. Nu apucăm să vedem. Deci am văzut doar 30%. Uite, în stânga avem turnul de apă și aici, în dreapta, avem grădina romană. Madi s-a dus, nu mai stă. Și aici, în grădina romană, avem și un sarcofag. Și câteva explicații aici, că e din epoca romană, secolul 3. Nu mai avem timp, am stat până în ultima clipă, o să trebuiască să luăm un bol de aici, pentru că dacă luăm autobuzul vom întârzia cu siguranță. Și să știți că această grădină botanică e foarte frumoasă, chiar și pentru cei care nu sunt pasionați de plante, cum sunt eu. Dar te prinde, te fură, te uiți la toate plantele, vezi de unde e, asta e fascinant. O să mai vin, o să vin cu Taiga data viitoare, îl aducem și pe el. Și ne punem pe studia de plante împreună și facem și multe poze faine.